Bună ziua și bine ați venit la evenimentul nostru. Numele meu este Oana Sivion de la Teach for Romania și în această seară vom petrece o oră împreună. Este o primă sesiune din cadrul campaniei noastre de conștientizare, deci vom mai avea încă două evenimente de acest gen la care o să vă rugăm tot așa să vă alăturați. Și în această primă sesiune vom aborda tematici legate de sănătatea mentală și serviciile psihologice, alături de trei organizații care fac parte și s-au alăturat proiectului nostru împreună pentru educație, pentru că Teach for Romania implementează un proiect prin Active Citizens Fund, un proiect prin care oferim consultanță, mentorat, training-uri și management organizațional pentru 21 de organizații mici și mijlocii care activează în domeniul sănătății, educației, infrastructurii din Călăraș, Brașov, Ilfov, Iași, Vaslui. Active Citizens Fund este un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, un program care face parte din granturile SE și norvegiene și le mulțumim pe această cale operatorilor de fond care sunt în România, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Rom, Fundația PACT. Tot am vorbit așa și v-am dat puțin insight despre tematică. O să avem o oră împreună. Undeva la sfârșitul, acestei ore vom lua și întrebări, așa că nu vă sfiiți, lăsați întrebările în chat pentru noi ca să le vedem și desigur o să lăsăm și datele noastre de contact ulterior pentru cine nu a apucat să pună întrebările în chat. Să poate să facă acest lucru ulterior și cu mare drag o să răspundem. Alături de noi sunt reprezentantele a trei asociații care activează în domeniul acesta al sănătății mentale. Sunt reprezentante de la Asociația de Servicii Sociale SCUT, Asociația Aici pentru Tine și Asociația Bună Ziua Copii din România. Și ne-am gândit că tot auzim în ultima perioadă despre sănătatea mentală, despre importanța ei, atât la adulți, cât și la adolescenți, cât și la copii. Cunoaștem în toată zona asta de media și nu numai, suntem expuși la tot felul de terapii, se marketează anumite zone în acest sens. În același timp și noi poate am trecut prin acest proces prin care am căutat servicii psihologice pentru persoane care sunt dependente, care nu pot fi funcționale fără aceste servicii, servicii care de cele mai multe ori nu sunt accesibile, nu pentru toată lumea și nu în toate regiunile României. Ne vom uita împreună și cum arată experiența oamenilor care oferă aceste servicii esențiale, care sunt cumva un substitut de multe ori acolo unde statul nu poate să intre și să ofere serviciile. Și ca să nu ne mai lungim, doamnelor, o să vă las pe fiecare dintre voi să vă prezentați și să ne spuneți câteva cuvinte despre organizațiile voastre pe care le reprezentați și după aceea să avem o după-amiază plăcută așa în care să discutăm tematicile legate de sectorul acesta privind sănătatea mentală. Cine dintre voi vrea să preia cuvântul? Păi, probabil că o să încep eu, Adina. Nu este încurajoasă de la Brașov, nu? Bună ziua tuturor și salut această activitate desfășurată de Teach for Romania în cadrul acestui proiect. Recunosc că nouă ne-a adus destul de multe plusuri colaborarea pe acest proiect, pentru că am învățat foarte multe lucruri de la voi și ce mi-a plăcut foarte mult a fost deschiderea și răbdarea pe care ați avut-o tot timpul cu noi.
Pentru că, nu, așa suntem noi engiștii foarte ocupați și mai uitam de întâlniri și felul în care s-a adus aminte a fost super fain. În altă ordine de idei, reprezintă astăzi Asociația de Servicii Sociale Scut Brașov, care activează în Brașov din anul 2000 încă. Am început atunci cu un centru de zi pentru persoane cu boli cronice de sănătate mentală, preponderent schizofrenie. Vreau să vă spun că am dezvoltat în timp acest serviciu, dar cu tristețe vă spun că a rămas deocamdată singurul ONG din Brașov, din județ, pe această categorie de persoane foarte vulnerabile, nu vulnerabile, foarte vulnerabile. Și la nivel național sunt totuși foarte puține care activează în interacțiunea directă cu beneficiarul pentru a oferi terapii complementare tratamentului psihiatric. Deși este o problemă de actualitate și destul de stringentă, că toată lumea trage semnale de alarmă, cumva această problematică rămâne sub preș. Și de ce spun că este alarmantă? Pentru că ea începe să se manifeste deja de la vârste foarte tinere. Vă spun lucrul ăsta pentru că noi anul trecut am implementat un proiect de prevenție, pentru că noi așa intervenim. Prevenție, intervenție, monitorizare. În școlile din Brașov, la clasele 11-a, 12-a și anul 1, studenți de la asistență socială. Și vreau să vă spun că am constatat cu stupoare și uimire și la fel tristețe că sunt foarte mulți tineri pe tratament psihiatric deja de la 16-17 ani. De ce am ales acest grup țintă? Pentru că atunci se declanșează schizofrenia, atunci se conștientizează boala și am zis hai să facem ceva, că trebuie făcut ceva. Și atunci, prin proiecte cofinanțate de Consiliul Local, Consiliul Județean, am început să implementăm acest gen de proiecte. Pe lângă centru de zi pe care îl avem în mod curent, aceasta este activitatea noastră curentă. Avem 20 de persoane pe care le sprijinim în fiecare zi. Aceasta este capacitatea maximă a serviciului, așa este el licențiat, dar nevoia este mult mai mare pentru că sunt liste de așteptare. Colaborăm foarte bine cu Spitalul de Psihiatrie Brașov, care ne trimit beneficiari și pe care încercăm să-i ajutăm măcar punctual cu lucruri de maximă urgență când au nevoie. Dar această intervenție fiind boli cronice, trebuie să fie la lung. Nu e suficient să intervii o lună, două sau un an. Ei au nevoie de susținere constantă. Doar că, nu, cum știm cu toții, pentru asta este nevoie de resurse, de logistică, de bani, de personal, de multe lucruri. Dar este o problemă destul de mare pe care, nu știu, așa noi, la cel puțin la nivel local, ne zbatem din răzputeri să găsim soluții la problemele astea, că nu e deloc de glumă. Pe lângă acest serviciu, noi mai avem un alt serviciu licențiat, se ocupă cu tinerii din centrele de plasament care provin din sistemul de protecție specială și încercăm la fel să-i integrăm în comunitate, să facem acea tranziție de la viața din centru de plasament la viața în comunitate. Și aici este intervenție, din experiența noastră vă spun undeva la 3-4 ani, ca să poți să le dai un Mariana, să știi că acestor tineri. Cam asta facem în mare. Mulțumim mult de tot, Mariana. La un moment dat s-a întrerupt. Da. S-a întrerupt intervenția ta. Îți mulțumim mult de tot și ne-ai ridicat mingea la fileu, ca să zic așa, ai vorbit despre zona în care voi activați, ai vorbit acolo puțin și despre niște provocări pe care le aveți și o să săpăm așa puțin pe zona de provocări împreună toate astăzi. Adina, tu foarte rapidă pe click, îți deschisese microfonul, așa că o să-ți las ție acum ocazia să prezinți organizația pe care o reprezinți și să ne povestești puțin despre activitățile voastre și direcțiile în care voi activați. Da,
Așa este. Bună ziua tuturor. Mă bucur să fim aici împreună. Eu sunt Adina Camelia Gal și reprezint în acest moment Asociația Aici pentru Tine. Sunt jurist la bază, antreprenor și membru fondator în Asociația Aici pentru Tine. Mă bucur de acest proiect, cum spunea și colega mea Mariana, este mereu important să împărtășim experiențe împreună. Pentru mine și pentru asociație mereu a fost important să împărtășim aceste experiențe și să învățăm unii de la alții, să devenim tot mai buni, pentru că, așa cum am auzit deja astăzi, este mare nevoie și e important să ne unim pentru a face lucruri împreună. Singuri e mai greu să le facem. Acum, acest proiectel aici pentru tine, nu deja spune aici pentru tine, suntem aici pentru tine din 2015, noi de fapt avem o lungă viață antreprenorială, dar în 2015, cum de multe ori am fost întrebată, am creat acest ONG. De ce? Că știți și dumneavoastră, ONG-urile apar acolo când statul leșuiază și este nevoie de o implicare comunitară intensă pentru a rezolva nevoile societății și instituțiile nu mai fac față. Și ne-am gândit noi în acel moment, în 2015, să ajutăm câțiva oameni. A fost o dorință din inimă, venită din suflet, de la câțiva antreprenori. Ulterior, această dorință a crescut tot mai mult. De ce? Pentru că în compania în care activam erau mulți antreprenori care au spus că se vor uni și ei pentru a face bine comunității. Au crezut în valorile noastre, care erau oneste. Și am creat această structură socială în care am spus că vom dezvolta servicii sociale la acel moment. Deci ne-am dezvoltat alături de antreprenori. Erau anii 2015. Pe moment ne-am dus către a ajuta și a implica copiii din centre de plasament. Doream foarte mult la acel moment să-i scoatem din centru și să le oferim un zâmbet, să-i ducem, să-i plimbăm, să oferim tot felul de servicii de entertainment educaționale prin care ei să uite că locuiesc toți la oaltă și au acele lipsuri emoționale. Din 2017 ne-am licențiat pe cum spuneam, suntem un ONG la firul ierbii, deci în domeniul social, ne-am licențiat pe un serviciu de asistență comunitară în care mergem pe teren în echipă pluridisciplinară alături de specialiști, de asistenți sociali, de psihologi și oferim servicii de consiliere, servicii de sprijin emoțional, material, social, orientare vocațională pentru tineri și pentru adulți, celor aflați în nevoie. Sunt oameni care se află în izolare socială, se află în risc de excluziune socială. Practic, creăm programe și un plan de intervenție ca acești oameni să revină pe drumul normal, să simtă că viața lor poate fi altfel și că ne pasă de ei. Acum de curând, în 2023, la început de an, ne-am licențiat pe al doilea serviciu. Este un serviciu de consiliere și informare pentru victimele violenței domestice. Este un serviciu foarte frumos, suntem la început, suntem alături de mulți specialiști în domeniul din mai multe arii, deci ne-am crescut ca și complexitate. De ce? Pentru că ne-a atras, revin, mă abat un pic de la ce vreau să spun inițial, pentru că ne-a atras atenția problemei bullying-ului în școli și ceea ce se confruntă, de fapt, copiii. Copiii care se agresează între ei și ulterior, din punctul meu de vedere, devin viitori infractori și există aceste infracțiuni de violență domestică. Cam asta despre noi mare, ceea ce facem. Mi-ar place mult ca oamenii să audă despre noi, despre ceea ce facem și ceea ce avem toți de spus în acest moment. Nu vreau să dăm într-o tentă negativistă sau pesimistă a cât de rău stau lucrurile, pentru că știm cu toții lucrurile nu stau bine, dar eu sunt o persoană pozitivă de felul meu și v-aș mai spune un lucru. Când am înființat asociația în 2015,
ne-am dus la niște familii foarte, foarte sărace și am avut un moment atunci în care am spus ok, ce fac eu aici, pentru că mi-am dat seama că fac 1% pentru ei. Dar în următoarele zile am avut un sentiment că acest 1% înseamnă de fapt enorm. Și dacă fiecare dintre noi ar face acest 1%, asta înseamnă că toată lumea trebuie să-și înființeze ONG-uri și să facă ce facem noi. Poate că din partea noastră a venit ca o misiune, ca ceva ceea ce ești făcut în viață să faci. Dar cred că oricine, oricine poate ajuta, oricine poate deveni mai bun, oricine poate face o faptă bună. Și mereu, mai ales în ultimii ani, de fapt, am vorbit în asociație despre bogăție spirituală, despre ceea ce înseamnă să ai o atitudine pozitivă în viață și așa îi poți ajuta și pe acei oameni care, într-adevăr, sunt într-o situație de nevoie socială, emoțională. Gândiți-vă că sunt persoane care poate nu gândesc ca noi, sunt persoane cu educație precară, cu venituri sociale reduse și noi trebuie să fim mult mai puternici. Cam asta este deocamdată despre noi și aștept cu nerăbdare să vorbim și alte lucruri interesante. Mulțumesc! Mulțumim, Adina, și noi mult de tot pentru intervenția ta și de asta suntem aici, ca să fiți, să fim vizibili și să fiți vizibile și să vă cunoască oamenii și să aveți așa, să strângeți acel capital de care este nevoie în jurul topicului în care voi activați și în regiunile în care voi lucrați la firul ierbii. O să o las și pe Alina să ne povestească despre Asociația Bună Ziua Copiii din România, ca apoi tot așa să continuăm, că am foarte, foarte multe întrebări pe care aș vrea să vi le pun și mă tem că nu o să ne ajungă ora asta. Okay. Bine ai venit, Alina! Mulțumesc frumos pentru invitație, bună ziua tuturor! Numele meu este Alina Cerpescu, sunt director de programe la Asociația Bună Ziua Copiii din România, din municipiul Bârlad, județul Vaslui. Oana, voi încerca să fiu cât de scurt posibil ca să putem trece la partea practică a întâlnirii noastre de astăzi. Voi spune așa pe scurt că Bună Ziua Copiii din România este o organizație non-guvernamentală activă în domeniul protecției drepturilor copilului din 1999. Avem 23 de ani de activitate de acum. Eu nu i-am prins pe toți de la început, dar pot spune că de la începuturile mele în organizație am vibrat foarte tare la tot ce a însemnat această organizație. Și de aceea mă emoționez ori de câte ori vorbesc despre ceea ce facem noi în organizație. Da, și noi am început prin dezvoltarea de servicii sociale și când spun noi, mă refer la noi români și olandezi, pentru că această organizație a fost înființată de un grup de voluntari olandezi care au venit în România cu dorința de a schimba fața centrelor de plasament pe care le vedeau ei la televizor. Știți și voi acele imagini îngrozitoare cu copiii din orfelinatele din România. Și au venit cu tot ce au putut ei să vină, tot ce înseamnă resurse, know-how, metodologii de lucru. Au făcut formări în România, au dezvoltat modele de deprindere de viață independentă pentru tinerii din centrele de plasament. Iar cu timpul, noi, eu, cei care am rămas în România, să continuăm această poveste frumoasă, am investit foarte mult în partea aceasta de prevenire a separării copilului de familie și atunci am deschis un centru de zi care se numește Căsuța cu Jocuri și este un centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, sub umbrela căruia dezvoltăm foarte multe proiecte atât în mediul rural, cât și în Bârlad. Proiecte frumoase, spunem noi. Și tot prin intermediul acestui centru am ajuns să deschidem, prin intermediul unui proiect pe care l-am avut prin Căsuța cu Jocuri, în 2015, am avut un proiect foarte frumos, întâmplător sau nu, finanțat tot pe fondurile norvegiene, în care am evaluat 125 de copii, copii care aveau probleme, tulburări de comportament, copii cu elemente de autism, și ne-am dat seama că nu sunt servicii către care să ne ducem cu ei. Nu știam cum să îndrumăm părinții mai bine, astfel încât ei să ajungă la acele servicii de care ei aveau nevoie. Și atunci am hotărât să înființăm noi acest serviciu pentru copii cu autism. Este un centru de zi, se numește Căsuța cu Jocuri pentru copii cu autism. Și e un serviciu care a venit cu foarte multe provocări, despre care vom vorbi mai târziu. Nici eu n-aș vrea să
transformăm această întâlnire în ceva negativ, ci din contra, aș vrea să vorbim despre toate lucrurile frumoase pe care le trăim noi în bună ziua alături de copiii și părinții din serviciile noastre. Sper că m-am încadrat în timp. Mulțumim, Alina. Nu e nicio presiune în acest moment legată de timp și v-am ascultat cu mare interes și sunt uimită de ceea ce faceți și felicitări. Am văzut, Mariana a vorbit puțin despre zona de provocări, Adina a vorbit despre drive-ul și motivația din spatele acestor servicii pe care le oferă Alina. Tu ai făcut un foarte frumos istoric al organizației pe care o reprezinți. Felicitări de atâția ani că activați în România și lucrați pe această zonă. Și poate ar fi interesant pentru noi toți să ne uităm aici și să vedem în activitatea voastră cum ați colaborat cu partea de voluntari sau cu alți parteneri, pentru că Adina la un moment dat menționa că nu putem face singuri lucrurile și că avem nevoie de sprijin și noi ca organizații din sectorul non-guvernamental știm cât de important este sprijinul și colaborarea între noi. Asta a fost și ideea acestei linii de finanțare prin ACF. Și m-ar interesa puțin dacă aveți lucruri pe care să le împărtășiți cu noi legate de colaborarea cu alte ONG-uri, colaborarea cu voluntari și implicarea acestora în activitățile organizațiilor voastre și mai ales de ce este super, super important ca organizațiile voastre să existe, să oferiți aceste servicii grupurilor voastre țintă. O luăm în aceeași ordine, da? Dacă vreți, nu este nicio, nu este obligatoriu, puteți să schimbăm ordinea și dăm peste cap colegilor noastre designul evenimentului. Păi eu aș începe cu aceste parteneriate, așa cum spunea și Adina, este esențial să nu fim singuri, să putem să colaborăm și să comunicăm și să avem acțiuni împreună. Eu văd tot acest aspect de servicii sociale, de asistență socială, ca un puzzle. Eu pot să fac foarte bine o bucățică, dar nu pot să lucrez, de exemplu, fără bucățica Adinei, da? Sau a Alinei, pentru că suntem complementari. Deci eu nu pot să fac o intervenție doar pentru persoana cu schizofrenie, când familia suferă și ar putea să beneficieze de niște servicii de la Adina sau copiii acelor persoane de servicii de la Alina. Deci serviciile trebuie să fie integrate, iar ca ele să fie integrate, avem nevoie să colaborăm între noi. Mai mult decât atât, eu pot să pun accentul și ce văd important este și eficiența și eficacitatea intervenției noastre. Pentru că dacă eu am un beneficiar, îl are și Adina și îl are și Alina și serviciile se suprapun, atunci clar noi nu lucrăm eficient, da? Pentru că acel beneficiar, acea persoană beneficiază de aceleași servicii, de aceleași resurse, se face risipă, iar el devine dependent și în loc să ajutăm mai mult, stricăm treaba. Și ăsta este din nou un punct de vedere important. Colaborările cu instituțiile publice locale, cu alte instituții din domeniul nostru, categoric, deci nu putem să nu avem colaborări cu ele. O altă bucată importantă este partea de voluntari. Pentru noi voluntarii sunt echipa extinsă a asociației. Sunt responsabilizați să facă o grămadă de lucruri, nu neapărat de care noi ne putem dispensa, că nu e vorba despre asta, ci pur și simplu ei lucrează cod la cod cu noi în orice aspect. Că e vorba de postări, de administrativ, de intervenție, de organizat și așa mai departe, noi îi implicăm efectiv în toate procesele. În special voluntarii și practicanții care vin din domeniu.
au nevoie să învețe, au nevoie să facă acel mentorat, acea practică la locul de muncă, pentru ca ei să se pregătească așa ca viitori profesioniști în domeniu. Iar necesitatea serviciilor în comunitate, cred că fiecare ce face este important pe nișa de beneficiari de care se ocupă. Discutam și cu persoane de la Spitalul de Psihiatrie și spuneau, și chiar și de la DGASPC sau DAS, și spuneau că dacă noi n-am fi avut acel serviciu în comunitate, n-ar fi știut ce să facă cu acele persoane care ieșeau din spital de sub partea de tratament și aveau nevoie să continue cu terapii de specialitate. Deci se vedeau neputincioși și ei la rândul lor și cumva intervenția frântă, fragmentată, pentru că nu exista o continuitate și o sustenabilitate pentru aceste persoane. Deci, ce să vă zic, sunt foarte multe aspecte importante și este clar că este nevoie de serviciile noastre a fiecăruia în parte. Pentru că fiecare face treabă bună și mai ales când pune și suflet și pasiune, se vede. Mulțumim, Mariana. Ne-ai dat așa un vibe foarte hai și pozitiv. Adina? Fără implicare și suflet, nici nu cred că ar putea să existe un ONG, nu? Până la urmă, ONG-urile rezolvă problemele comunității alături de serviciile statului, dar vin într-adevăr cu acest vibe, cu acest... De multe ori inovează servicii, de multe ori vin cu ceva în plus față de ceea ce oferă statul și e și foarte bine să fie așa. Că tot vorbea Ioana despre implicarea tuturor autorităților. Da, este nevoie nu doar de implicarea societatea civilă, o facem noi toți. Eu vorbeam inițial despre ajutorul din mediul antreprenorial cu care am și pornit la drum asociația Ești Pentru Tine. Ulterior, într-adevăr, ne-am extins mai mult către colaborări cu alte ONG-uri, cu instituțiile care activează în domeniu și de care este nevoie neapărat pentru a uni forțele și a face lucruri în comunitățile în care activăm, la firul ierbii. Dar aici aș ridica o problemă la fileu pe care am observat-o. În România încă nu avem o comunicare și o comuniune foarte strânsă într-o ONG-uri și s-ar putea mult mai mult face. De ce? Pentru că noi ONG-știi suntem destul de stresați să ne asigurăm fondurile prin care să facem ceea ce facem în comunitate pentru acești oameni care au nevoie disperate de ajutor și atunci luptăm pentru asigurarea resurselor în loc să ne concentrăm mai mult pentru a uni și pentru a face și mai mult bine. Este nevoie de o implicare, mai ales din partea autorităților, de a sprijini mai mult ONG-urile și pentru că ceea ce facem noi la nivel de comunitate contează foarte mult. Adică chiar suntem ONG-ul la firul ierbii care mergem pe teren și intrăm în casele oamenilor, cel puțin noi care avem servicii în comunitate, și vorbim cu ei și le arătăm că ne pasă de ei. Asta aș putea să spun eu legat de legătura cu alte instituții sau cu alte ONG-uri. Deci este nevoie de o forță comună. De multe ori trebuie să ne unim într-o voce ca să fim auziți. Și poate că n-ar trebui să fie așa. Deci eu știu ONG-uri care fac lucruri foarte, foarte frumoase, dar și poate mult mai mari ca noi, dar nu sunt auziți. Nu au resurse financiare în a se promova, nu au resurse în a spune despre cine sunt, ce fac și, din păcate, există puține servicii sociale licențiate printre ONG-urile din România. Deci este nevoie de multă, multă muncă și de a ne coaliza împreună și cel mai important este să avem scopuri comune. Să lucrăm împreună pentru același ideal. Că până la urmă, în momentul în care te gândești că vreau să înființez o organizație non-guvernamentală, trebuie să ai la bază binele comunitar, în primul rând, să te gândești la asta. Și apoi și alte interese normale și personale care și financiare care contează foarte mult. Dar acest bine comunitar trebuie să primeze.
Și doar împreună și uniți cu aceiași oameni care au interes clar, onest al binelui social, cred că doar așa putem reuși. Cam atât despre noi în acest moment, referitor la întrebarea. Deci este loc. Este loc de multă muncă și de mult de lucru. Mulțumim, Adina, și că ziceai de forța ONG-urilor și că ar trebui să stăm împreună și să colaborăm. ACF-ul fix asta a reușit să facă cu acest apel să ne aducă împreună. Sunt organizații, într-adevăr, care lucrează la firul ierbii în România și nu au această vizibilitate pe care toți ne-o dorim. Dar dacă este să ne uităm retrospectiv, suntem într-un loc foarte bun în 2023. Lucrurile s-au mai schimbat față de anii 90, față de anii 2000 și este un progres în sensul acesta. O să o las și pe Alina ca să pot să continui cu curiozitățile pe care mai le am legate de activitatea voastră. Ok, legat de voluntariat, așa cum povesteam și mai devreme, povestea noastră a început de la un grup de voluntari olandezi și pentru noi unul din obiectivele noastre este acela de a promova implicarea membrilor comunității în acțiuni de voluntariat și avem un departament de voluntari activ, adică noi avem, cred că anual, undeva la 50 de voluntari activi. Ei sunt de cele mai multe ori elevi de liceu, copii care vin să investească din timpul lor pentru ne a dedica timpul lor copiilor din programele noastre. Și pentru noi acești voluntari sunt așa, ca niște copii, niște tineri în care investim. Adică noi vrem ca ei să crească într-un mod frumos și sănătos, că până la urmă este acea nouă generație pe care toată lumea o așteaptă, care să se întoarcă cu mai multă energie, cu mai multă dorință de a schimba comunitatea sau societatea în care trăim. Și atunci ne dorim foarte mult să investim în ei, măcar să învețe ceea ce înseamnă implicarea în comunitate, să învețe ce înseamnă binele de care vorbea și Adina mai devreme, pe care cu toți ar trebui să-l facem, fiecare atât cât poate și cât înțelege. Dar pentru noi e important ca ei să învețe să dăruiască din ceea ce pot pentru binele celor de lângă ei și, pe de altă parte, pot învăța și ce înseamnă, de exemplu, un job în acest domeniu, cum e să fii un psiholog sau un asistent social, pentru că mulți dintre ei ajung poate la facultate și știți și voi, ne confruntăm cu situația în care tinerii merg la facultate, termină facultate, dar își dau seama pe parcurs că nu se potrivește sau nu își găsesc un loc de muncă în acel domeniu. Și atunci, măcar prin prisma faptului că au făcut voluntariat într-un domeniu sau altul, în cazul nostru e social, dar poate fi foarte bine în oricare alt domeniu, poate fi pe, știu eu, mediu, ecologie, orice altceva, măcar experimentează ceva înainte de a se integra pe piața locului de muncă, locurilor de muncă. Da, pentru noi voluntariatul este foarte important și implicarea comunității în ceea ce privește găsirea de soluții este foarte importantă. Adică această dezvoltare comunitară pentru noi este așa, ca un impuls. Noi trăim adesea experiența în care mergem în comunități rurale, de exemplu, acolo unde comunitatea aceea încă mai există, comunitatea aceea restrânsă, care se strânge așa în jurul copilului sau a familiei vulnerabile. E foarte valoros să ai alături de tine școala, un ONG, dar mai ales comunitatea, vecinul, preotul din sat, cel care te cunoaște cel mai bine, cel care îți împărtășește aceleași valori, aceeași cultură. Și atunci rezultatele sunt vizibile. E foarte important ca ei să încerce să-și găsească singur soluția la problemele, soluțiile la problemele cu care se confruntă. Și un alt exemplu pe care l-aș da ar fi acele consilii comunitare consultative, acele structuri care există sau ar trebui să existe conform legii în fiecare comună din țara aceasta, formată din voluntari. Adică ei sunt voluntari și pot veni cu propriile soluții, că sunt medici, că sunt persoane din autoritățile publice locale, ei se pot aduna împreună și pot găsi soluții în comunitate. Pe de altă parte, așa cum spuneați și voi mai devreme, și noi credem cu tărie în parteneriatul cu celelalte ONG-uri sau instituții care pot împreună face lucruri. Așa este, ne completăm unii pe alții. Noi nu am reușit fără o colaborare autentică cu DGASF ce o să lucrăm sau cu toate celelalte instituții care au servicii pentru copii, pentru că
onest este că nu putem să le acoperim, să le facem noi pe toate. Și atunci, da, e valoros să ai un parteneriat, un parteneriat cu Teach for Romania, de exemplu, sau cu Ovidiu, care are foarte multe programe pe educație timpurie. Asta este ce facem noi. Acolo unde nu găsim soluții, mergem către cele organizații care pot acoperi ceea ce noi nu putem. Sau ce am mai făcut noi în Bună Ziua, am căutat colaborări, parteneriate în străinătate. Noi avem un parteneriat foarte strâns cu organizația noastră soră, o numim, Bună Ziua Copii din România, Olanda, cei care ne ajută pe noi de cele mai multe ori cu tot ce înseamnă partea aceasta de know-how, de sprijin, ne oferi cursuri, training-uri. Și întotdeauna am fost deschiși cu aceste training-uri și către colaboratorii, către partenerii noștri din țară. Adică am încercat să îi sprijinim și pe colegii noștri din DGSPC. Atunci când am avut aceste formări, i-am invitat și pe ei. Și na, pot să spun că în ultimul an, de exemplu, ne-am format foarte mult pe traumă, pentru că avem și aceste proiecte pentru persoanele din Ucraina, adică avem familii din Ucraina care sunt refugiați, au trebuit să-i ajutăm și ne-au prins așa, într-un fel sau altul, nepregătiți, pentru că câte ONG-uri din România aveau experiență pentru a primi refugiați, oameni care fug din calea războiului și noi, ca și specialiști, încercam să-i ajutăm, dar poate că nu aveam competențele necesare sau abilitățile necesare și atunci a trebuit să ne formăm. Da, sunt multe de povestit în direcția aceasta, dar de principiu, da, cred că fără colaborare, fără parteneriat și fără voluntarii care ne ajută de cele mai multe ori, nu am reușit să facem ceea ce facem. Mulțumim, Alina. Eu o să vă provoc, doamnelor, puțin și aș vrea împreună, dar mai mult, voi o să fiți cele care o să răspundeți la întrebare, să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista serviciile pe care voi le oferiți în comunitățile în care activați. Și vreau să-mi dați două, trei direcții. Pot începe eu? Ca să nu mai da, Alina, sigur, sigur, uite, și rupem și acest, okay. Această ordine pe care ne-am axat okay. Până acum. Așa pe scurt, uite, de exemplu, dacă noi avem proiecte pentru prevenirea abandonului școlar, avem activități, avem proiecte educaționale pentru copii. Anul acesta am avut 50 de copii care au beneficiat de un program educațional cu meditații la limba română, matematică, englez, au primit burse școlare. Sunt copii din mediul rural care, dacă nu ar fi în acest proiect, cel mai probabil, mare parte din ei ar abandona școala. Dacă copiii cu autism pe care avem noi în serviciu n-ar mai beneficia de terapie, cred că mai toți dintre noi știm care este efectul acestei lipse a terapiei și a intervenției pentru copiii cu autism. Au nevoie pentru a duce o viață independentă de această terapie. Noi avem copii care acum învață să se lege la șireturi sau acum învață să-și iau hăinuță pe ei. Noi ne bucurăm pentru cel mai mic progres pe care l-au copiii și ne bucurăm împreună cu părinții, pentru că nu prea am vorbit despre ei, dar părinții cu un copil cu autism, niște părinți ne le spune supereroi, adică să ai grijă de un copil cu autism 24 de ore din 24 este foarte greu. Nu că nu e ușor, este foarte greu. Noi avem grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism și măcar acolo, când ne întâlnim 2 ore cu ei, pot învăța unii de la alții și pot împărtăși din experiențe, pot măcar să se ventileze și să vorbească deschis despre tot ceea ce înseamnă această provocare în viața lor. Cum ar fi noi să nu mai avem acele servicii? Și așa sunt puține, adică în Bârlad, dacă vorbim de Bârlad, un oraș mic din județul Vaslui, serviciile sunt puține și noi avem copii care vin către noi nu doar din județul Vaslui, ci din vreo 4-5 județe din jur și în preponderență sunt copii din mediul rural. Adică este o lipsă acută de servicii. Dacă vrei, putem vorbi și de această provocare a faptului că tinerii nu rămân în Bârlad, adică noi nu avem specialiști în domeniu. Tot încercăm noi să-i formăm și să-i atragem către a veni în acest domeniu, dar ei nu rămân pentru că e mai frumos, e mai bine să meargă în orașe mai mari sau poate să plece în alte țări și atunci avem această provocare și această problemă, să-i spun, că nu avem specialiști în domeniu. Da, ce să spun? Cred că ar fi așa multe de spus despre ce s-ar întâmpla dacă n-am mai fi noi. E clar că sunt servicii în cadrul DGSPC.
dar nu acoperă toată nevoia. Și chiar și cu ceea ce oferim noi, tot nu acoperim nevoia de servicii din comunitate, pentru că sunt foarte mulți copii. Noi avem din ce în ce mai mulți copii cu autism care vin și noi nu-i putem prelua, pentru că fie nu mai avem locuri, fie nu avem specialiști sau alte servicii către care să-i redirecționăm. Mulțumim, Alina. Adina, te vedeam că vrei să intervii. O să fiu un pic mai scurtă. Cred că eu așa am văzut așa un scenariu sinistru și așa serviciile sociale sunt puține. Într-adevăr, și instituțiile statului oferă servicii sociale, dar dacă mă refer la legiuitor, ei au nevoie de informațiile pe care noi le luăm de la firul ierbii și este nevoie de o comunicare și de o colaborare strânsă între noi. Păi nu ar fi bine deloc, nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi, pentru că, cum spuneam și adineaur, ONG-urile vin cu acest vibe, cu această dorință de a face mai mult. Nu vreau să spun că în instituțiile publice nu există această dorință, există oameni minunați și acolo, dar mereu am vorbit despre dorința mai puternică a ONG-urilor de a face, de unde vine, deci de fapt ce este ONG-ul? Este un grup de oameni care doresc să schimbe ceva, acolo se simt, nu știu, nu pot să-mi imaginez cum ar fi, oricum nu ar fi bine. Și așa, o țară în care serviciile sociale sunt slabe din punct de vedere cantitativ și calitativ, spune ceva despre acea țară ca servicii. N-ar fi bine deloc, da, nu. Ar fi mult mai rău, asta e clar. Dar nu vrem să fim, nu, negativiști în această, să ne gândim, haideți să vorbim despre cum, să facem așa o, nu știu, să preconizăm cum o să fim în 5 ani și cum o să fie tot mai bine și o să comunicăm tot mai eficient. Și eu mi-aș dori să se întâmple lucrurile acestea, pentru că nu ne îndreptăm spre ceva bun deloc. Cum ați și vorbit, noi nu suntem un ONG strict pe probleme de spectru mental, adică de, cum vorbea Mariana, de autism, și Alina, de fapt, de schizofrenie. Noi ne ocupăm de problemele lor emoționale, sociale, facem integrare, dar, într-adevăr, problemele emoționale se transformă în probleme care duc într-un spectru de sănătate mentală și este foarte grav. Adică foarte ușor te duci din emoțional înspre boală, cum ar veni. Și ceea ce se întâmplă nu e deloc spre bine. Și dacă nu facem ceva împreună și dacă nu știu, cred că ne schimbăm noi până la urmă modul de a fi și de a gândi ca oameni la nivel de societate și nu există o schimbare radicală, eu nu văd lucrurile deloc bune. Dar sunt pozitivă, sunt optimistă și eu cred că se vor întâmpla lucruri tot mai bune. Adina, a fost o provocare de-a mea pentru voi, tocmai ca să arătăm importanța serviciilor pe care voi le duceți în comunități și așa cumva este exercițiul. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi și iată ce se întâmplă dacă ele există. Mariana, dacă ai și tu de adăugat pe acest exercițiu, dacă nu trecem la următoarea mea. Da, aș adăuga și partea de dezechilibru al comunității, partea de insecuritate. Gândiți-vă cum ar fi să avem vecini diagnosticați cu schizofrenie care nu primesc servicii de specialitate, sunt singuri, n-au niciun fel de suport și adună gunoaie sau aruncă lucruri pe geam sau cum s-ar simți copiii noștri care sunt singuri acasă, poate de multe ori, sau vârstnicii noștri. Cum ar fi, de exemplu, dacă tinerii cu care lucrăm și facem acea tranziție către viața independentă, da, ar îngroșa rândurile persoanelor fără adăpost, din gară, din, ce știu, din diferite zone ale orașului, care în loc să fie contribuabili și persoane productive, care să aducă un beneficiu comunității, ar consuma din resursele comunității și ar și aduce, să zic așa, prejudicii de securitate și de alte aspecte în comunitate. Și cum ar fi, de exemplu, că lansez aici o provocare și către societatea civilă și oamenii de rând, dar în special antreprenorii, da, și firmele, care își desfășoară activitatea într-un astfel de mediu
epuizant sau n-ar avea forță de muncă sau o forță de muncă deficitară în comunitatea respectivă, tocmai pentru că nu se implică, zice că nu îl interesează, că sunt nu știu câți la poartă sau ce știu ce. Deci toate acestea se leagă și contribuția fiecărui om de rând și implicarea fiecărui om de rând contează, de la instituție până la persoană simplă. Nu există nu-mi pasă. Trebuie să-mi pese pentru că eu acolo trăiesc și acolo îmi desfășoară activitatea, eu, copilul meu acolo se duce la școală, acolo trăiește mama mea, tatăl meu și trebuie să fim o comunitate. Armonioasă și pot să contribui în orice fel, în multe feluri, doar să vreau, atâta tot trebuie. Cred că m-ați auzit, da, și ultima parte. S-a legat foarte bine comunitate armonioasă, deci... Da, deci avem fiecare o contribuție de adus. Nu există că nu pot sau nu știu. Dacă vrei, poți. Trebuie doar să vrei. Așa este, Mariana, și noi simțim același lucru, avem aceleași valori, de aceea suntem împreună în acest proiect. Și Alina dăduse cumva startul inițial și vorbise despre zona de provocări și aș vrea să vă invit și pe tine, Adina, și pe tine, Mariana, să ne uităm la provocările pe care le avem lucrând la firul ierbii, dincolo de lucrurile pe care anterior le-ați menționat, dacă mai aveți și vă mai vin în minte specific anumite lucruri. Ca după aceea să trecem și la o zonă de celebrare, ca să zicem așa, și să ne povestiți și despre reușitele voastre din teren, povești de succes, colaborări extraordinare pe care le-ați avut în activitatea voastră. Dacă mai aveți, Adina și Mariana, ceva de adăugat pe zona de provocări pe care le-ați întâmpinat, evident, Alina, și tu, dacă mai vrei să adaugi ceva la cele pe care deja le-ai menționat, cu mare drag. Am să o las pe colega mea, Alina Tușmea, asistent social, care e aici lângă mine. Sper că o și vedeți. Da, acum. Când se apropie să vă povestească ceva despre provocări. Ei sunt, Alina și Alex, doi colegi asistenți social care sunt în acest moment alături de mine. Merg foarte mult pe teren și cred că sunt în acest moment cei mai în măsură să spun așa la firul ierbii și recent. Nu, Alina? Da. Bine ai venit, Alina, bine ai venit. Asta voiam să vă rog, dacă puteți, că nu te prea vezi în... Din păcate, nu reușim să ne vedem toți, dar sunt și eu și colegul meu Alex și Adina. Îi salutăm. Voia să intervenim și din perspectiva aceasta asistentului social care merge pe teren și interacționează cu oamenii. Chiar dacă am zis că nu ne focusăm neapărat pe lucruri negative, ceea ce am constatat eu și colegul meu a fost faptul că se creează o oarecare dependență față de furnizorul de servicii sociale. Dependența, știm cu toții că este de mai multe feluri, dar cel mai greu tip de dependență este dependența omului față de om, dependența omului față de ajutorul celorlalți. Și noi asta am observat, sunt oameni care se raportează la noi ca la niște salvatori, care vin și rezolvă problemele și ok, eu ajung la rezultatul dorit și apoi mai se ivește o nouă problemă și apoi iar apelez la ajutorul cuiva. Și o parte din cauza acestor reacții cred că vine și pe partea de lipsa de informare. Ce rol are, de exemplu, asistentul social care interacționează cu beneficiarii pe teren? Este el salvator sau este doar o persoană care te asistă și te ajută să fii promotorul propriei tale schimbări? Da, și am întâlnit cazuri și în comunitățile din împrejurimile Brașovului, unde sărăcia atinge un grad destul de ridicat, dar și în municipiu. Sunt familii defavorizate și noi asta urmărim, să le oferim și empowerment, pe lângă ajutoarele materiale, prin consiliere socială și psihologică, asta încercăm să urmărim, să reușim să își activeze ei resursele proprii.
Alina, mulțumim de intervenție. Să înțeleg că zona aceasta de dependență pe care o aveți față de grupurile pe care în care duceți intervenția voastră reprezintă pentru voi o provocare? Da, așa este. Dependența utilizatorilor de servicii față de serviciile oferite. Mai ai și alte provocări pe care cumva voi le-ați identificat? În activitatea colegul voastră. Meu, dacă vrea să aducă o intervenție, dacă nu putem, trecem mai departe. Alex, ceva de zis? Poate o altă provocare cu care ne-am mai întâlnit este aceasta de a-i responsabiliza, de a-i face să se implice, de a participa la activități, pentru că de cele mai multe ori ei așteaptă ca noi să venim în sprijinul lor și, cum a zis colega mea, să-i salvăm, să-i ajutăm să își depășească problemele. E bine, noi trebuie să-i facem să înțeleagă că ei trebuie să-și rezolve problemele, noi doar suntem un sprijin și le oferim resursele prin care să reușească să traverseze perioada dificilă prin care ei trec. Mulțumim, mulțumim mult de tot pentru aceste intervenții. Mariana, Alina, vă regăsesc în provocările da, colegilor de sector. Așa este, sunt și aceste niște provocări destul de importante și aș întări un pic ce au spus colegii de la Aici pentru Tine, nu doar cum este văzut, cum este statutul asistentului social. Deci așa cum spunea și Alina, nu doar că ne confruntăm cu lipsa personalului specializat, da, care știe cum să ofere aceste servicii, ci ne confruntăm și cu resurse foarte puține, astfel încât să ne păstrăm echipele. Și nu doar asistenții sociali, pentru că cred că fiecare dintre voi și eu la fel, aceste servicii nu le oferim doar cu ajutorul unei persoane. Ne oferim aceste servicii în echipă pluridisciplinară, pentru că așa e normal să se facă. Și atunci ești obligat și prin standardele minime de calitate din serviciile sociale să asiguri personal calificat de specialitate și echipă pluridisciplinară pentru serviciile sociale pe care le furnizezi. Și atunci este foarte greu pentru noi să păstrăm echipa, să o motivăm și să o și plătim, pentru că oamenii ăia lucrează acolo, adică sunt care au și alte joburi, pentru că trebuie să supraviețuiască din ceva, dar sunt care nu au și trebuie să trăiască din ceva. Ce nu înțeleg iarăși donatorii, sponsorii, este că eu dau, zice, suma asta pentru copii sau pentru, nu știu, persoanele cu schizofrenie. Dar ei trebuie să înțeleagă și trebuie să încercăm împreună să educăm, să zicem așa, partea asta de donații, că nu-i doar despre asta. Eu dacă n-am personal calificat, eu nu pot să furnizez, nu pot să ajut persoana respectivă. Adică nu mă duc și cumpăr doar o plasă de mâncare și i-am dat-o, da? Sau îi plătesc o chirie. Eu am nevoie ca acea persoană să devină funcțională, să treacă prin niște procese cu ajutorul unor specialiști. Și da, trebuie să-i plătesc și pe ei în ecuația asta. Și atunci, aia e. Noi tot timpul spunem asta sponsorilor. Să știți că fondurile dumneavoastră sunt utilizate așa, 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 așa. Cine vrea să rămână și înțelege alături de noi, bine, cine nu, asta este. Dar mi se pare corect să spunem lucrurile astea, că oamenii trebuie să știe și trebuie să conștientizeze că e ceva mai complex, nu că dăm doar ceva de mâncare sau haine, care și alea de multe ori vin în stare necorespunzătoare, da? Papucii dezlipiți sau mai știu eu ce, jucările, mașinuțele fără o roată sau mai știu eu cum. Deci avem de lucrat pe foarte multe paliere, destul de fine. Dar încet, încet, așa, și poate că împreună reușim. Am auzit provocări legate de grupul țintă, de beneficiar, provocări legate și de zona de donator, o educație poate mult mai clară în zona asta. Alina, tu ai identificat sau te identifici cu ce au spus colegele tale? Da, întru totul. Să știi că aveam notate așa câteva idei și au fost bifate toate. Apropo de ce spunea Alina mai devreme, ca asistent social, și eu sunt asistent social de profesie și știu ce spune, da, și e foarte greu, dar este adevărat că trebuie să fim creativi, că de aceea suntem asistent social și trebuie să găsim soluții, trebuie să fim creativi, dar e un proces, nu ne putem aștepta ca
familiile care ne trec pragul să înțeleagă că e mai important un serviciu social decât o prestație, pentru că se cuantifică o pâine pe care o cumperi pe masă mai repede decât poate o oră de consiliere psihologică, pe care oricum nu o înțeleg, cel puțin la început, și este un întreg proces în care trebuie să investim și o perioadă destul de lungă de timp, iar una din provocările pe care le avem noi în Bună Ziua este aceea că știi că faci bine ceea ce faci, dar că trebuie să te oprești pentru că se termină proiectul. Începi să vezi rezultate pentru că este un întreg proces, dar tu trebuie să te oprești, pentru că și noi, la rândul nostru, suntem dependenți de liniile de finanțare și de finanțatorii care au, știți și voi prea bine, au un anumit deadline. Ok, implementez proiectul în perioada de un an jumătate în cel mai fericit caz. Și da, cred că asta este o provocare și o frustrare totodată a noastră, a liniștilor, că uite, încep să văd rezultate, abia acum începe și beneficiarul nostru să înțeleagă, cum spunea Amina mai devreme, că e important să vii și să investești, să găsești tu propria soluție cu ajutorul meu, dar trebuie să mă opresc. Și în momentul în care te-ai oprit, te-ai oprit din acest proces în care beneficiarul tău începe parcă să facă pași spre o viață mai bună. Aș vrea să ne împărtășiți și niște povești de succes, niște experiențe din teren pe care le-ați avut și pe care vreți să le aflăm, să le aflăm cu toții. O să încep eu de data asta și o să vă spun așa cele mai recente realizări, că sunt multe și parcă nu mă mai ține nici memoria să mă duc până în 2000. Dar și la câte persoane au fost ajutate de-a lungul timpului, dar ce pot să vă spun este faptul că acum, în ultima perioadă și chiar în ultimele 3 luni, am reușit să angajăm 6 persoane cu schizofrenie. Asta din colaborarea firmelor din Brașov, care au venit și ele spre noi și le-am oferit oportunitatea să-și prezinte ofertele de muncă în cadrul activității de pe centru de zi. Apoi am fost la locul de muncă împreună cu beneficiarii și cei care au crezut că se potrivesc acelui loc de muncă au început să facă formele de angajare, ceea ce a fost extraordinar. Deci am trecut cumva la un alt nivel de comunicare și de cooperare cu angajatorii de pe piața muncii. Și asta e ultimul exemplu care îmi vine acum în minte din ultima perioadă de timp. O să spun și eu, dacă tot nu știu care era ordinea, dar vreau să las pe Alex, pe colegul meu, să vă povestească, dar mi-a venit acum în minte ultimul exemplu. Avem în acest moment de fapt mereu am fost așa, de când am înființat ONG-ul, avem un proiectel în zona municipiului Brașov, deci în județul Brașov, într-o comunitate defavorizată, unde oferim servicii integrate unor copii și unor adulți. Și chiar dacă testăm copiii din punct de vedere psihologic și oferim servicii educaționale pentru educație non-formală, ne-am dat seama în cadrul proiectului că dacă nu integrăm și familia, adică dacă și părinții nu află despre aceste testele copiilor și despre ce probleme au acești copii, atenție, nu era un indicator și nici nu exista în proiect ca noi să facem așa ceva, deci nu așa a fost scris proiectul, noi am extins. Practic, este o reușită pentru noi și mi-a atras atenția în ultimele zile, pentru că nimeni nu ne-a pus să ne îndeplinim indicatorii și să facem doar atât. Facem de obicei mai mult. Deci mai mult pentru ei, pentru că acolo vedem că este nevoie. Noi o considerăm o reușită și ne bucurăm că avem forță să ducem, pentru că în momentul în care unești și copilul și părintele și împreună arăți ce probleme are copilul respectiv, și familia și părintele se reușesc gestionarea unor conflicte dintre generații mult, mult mai eficient. În 2019, mi-aduc aminte, am avut un proiect foarte frumos, o finanțare privată în care am unit două lumi, le spuneam noi pe atunci lumea înaltă și lumea joasă, adică bogații și săracii, în care făceam un set de activități educaționale, educație non-formală, cu rezultate deosebite. De ce?
Nu pentru că acele metode nu s-ar mai fi folosit și în altă parte, ci pentru că uneam lumile. Pentru că a fost un proiect care mi-a plăcut și îmi povestesc mereu despre el, mi-a ajuns la inimă. Pentru că știți că în școală acele bariere sunt destul de puternice între cei care au partea financiară și cei care au mai puțin, ca să zic așa. Și cei care au copii din medii bogate au de multe ori probleme emoționale mai grave decât ceilalți. Cei din medii defavorizate au alte probleme. În momentul în care i-am unit, s-a întâmplat ceva extraordinar acolo. Și aceasta a fost o reușită pentru noi, pentru că efectiv, după un an de zile, am simțit că parcă le-am schimbat viața celor copii. Chiar dacă ei ulterior se reîntorc la viețile lor și de multe ori auzim acest lucru, păi se reîntorc în comunitate și de fapt ne dăm seama că ce facem noi, că am fost doar o perioadă, să știți că noi am simțit că ei au văzut lumința de la capătul tunelului mereu. Dar așa cum spunea și Alina, într-adevăr a fost un proiect finanțat pe un an de zile, ulterior ar fi trebuit să pornim spre un alt modul, noi făceam acest proiect pe module de 6 luni, dar a trebuit să ne oprim. La fel, din aceeași ne-am gândit că ceea ce am făcut a fost bine și asta e. Dar ce se întâmplă cu viețile acelor oameni și acei copii după, nu? Dar asta ca și reușite. Și dacă colegul meu vrea să mai adauge ceva de pe teren, de la firul ierbii, îl las să vă spună ca și reușite, mi-ar place să vorbească și ei. Referitor la ce spunea colega mea Alina, cred că un feedback direct la activitatea noastră din comunitatea PAS a fost chiar reacția părinților, care au fost foarte încântați de serviciile pe care le-am oferit copiilor lor și i-a ajutat foarte mult să își înțeleagă copiii și să își îmbunătățească relația cu ei și au fost mult mai deschiși spre a-i ghida spre a-și continua studiile, ceea ce în comunitatea respectivă este un lucru destul de rar. Chiar părinții nu își lăsau copiii să continuă studiile mai departe. În ceea ce privește cazurile noastre de zi cu zi, de pe teren de aici, poate din Brașov, pot spune că reușitele apar acolo unde ambele părți și-au înțeles bine rolul, unde beneficiarul a înțeles cu ce poate să-l ajute asistentul social, iar asistentul social își îndeplinește rolul lui profesional. Aici apare o relație profesională foarte productivă care conduce spre o reușită a intervenției. Avem mai multe cazuri pe care aici în asociație le considerăm de succes, poate la care eu mai nou fiind, nu am participat în mod direct, dar am auzit, unul fiind poate cel al unei doamne care a reușit să plece dintr-o relație abuzivă pe care o avea cu soțul ei, iar în momentul de față își întreține singură familia, cei 5 copii, care merg în continuare și continuă studiile, ea s-a integrat pe piața muncii, iar noi suntem bucuroși să o susținem în continuare atunci când întâmpină diferite probleme. Mulțumim mult de tot că ați împărtășit cu noi aceste povești de succes și felicitări pentru ele. Alina, foarte pe scurt, dacă te rugăm să adaugi și tu să ne povestești o experiență din... Noi, nu știu, eu am foarte multe experiențe de povestit și sunt asemănătoare cu ceea ce spuneau în colegii de mai devreme. Da. Noi în Bună Ziua spunem așa, că credem cu tărie că lucrurile mici făcute cu dragoste aduc schimbări mari în viețile oamenilor și cu acest crez mergem înainte și atât cât putem face, facem în comunități. Și așa, mă gândeam așa să vă spun puțin că anul trecut, de exemplu, am ajuns la 650 de copii. Poate părea puțin, dar pentru noi un ONG care are, cred că echipa noastră e formată din 10 membri maxim, adică nu merg pe degetele de la 2000 cât suntem. Am reușit să ajungem în școli cu ateliere în care am discutat, ne-am jucat cu copiii despre cum e să ai o dizabilitate, cum e să interacționezi cu un copil cu dizabilități. Am reușit să ajungem la 500 de copii care au înțeles cum e să ai lângă tine un copil cu dizabilități și să înțeleagă că, ok, e la fel ca mine, e un copil la fel ca mine. Eu cred că ăsta e un lucru foarte valoros, pentru că vorbim de bullying și de
excluderea copiilor. E ușor să spui că, ok, toți copiii cu dizabilități trebuie integrați în școală și grădiniță. Teoretic, practic, lucrurile sunt foarte greu de făcut și cred că e vorba de o muncă titanică. Adică în jurul unui copil cu autism, de exemplu, să fie integrat la școală, e mult de lucru. Și atunci e important pentru noi ca și colegii lui de clasă să-l înțeleagă. Și atunci am mers în zona aceasta. Ok, avem activități pentru copii, pentru cadre didactice se vadă cum cu resurse puține poți face lucruri extraordinare, trebuie doar să ai o metodologie bună de lucru și câteva joculețe în care doar să integrezi copiii și ei intră în joc fără prea multe eforturi. Adică copiii lucrez foarte frumos dacă ai resursele necesare și asta o trăim, cred că noi cel puțin în Bună Ziua o trăim în fiecare zi, pentru că copiii sunt extraordinari, sunt foarte deschiși și învață foarte repede. Și cred că este o poveste de succes a noastră și am vrea să o replicăm ori de câte ori avem ocazia. Mergem în școli și în grădinițe și pur și simplu ne jucăm cu copiii despre orice considerăm că ar trebui ei să învețe. Că e despre dizabilitate, că e despre emoții, că e despre, știu eu, societate, comunitate, orice, despre relația noastră cu părinții, cu adulții. Adică putem face lucruri foarte frumoase utilizând metode simple de lucru. Doamnelor, vă mulțumesc mult de tot pentru ce ați împărtășit, ați împărtășit cu noi și este fascinant, am depășit chiar timpul alocat pentru evenimentul nostru. O să sumarizez din discuția pe care am avut-o, care este un început, pentru că nu închidem aici topicul. Ne-am uitat la zona de provocări și am văzut împreună care sunt provocările și am găsit inclusiv un fir roșu, chiar dacă acționăm în regiuni diferite și pe tematici complementare, avem și ne lovim de aceleași provocări. Am văzut cât de important este ca ONG-urile să activeze la firul ierbii în comunitățile mici, să existe o colaborare între ONG-uri, să existe servicii care să meargă împreună, cele psihologice cu cele sociale, dacă nu există cele psihologice și există doar cele sociale, nu avem rezultate bune în comunitățile în care activăm. Ne-am uitat împreună și la zilele voastre pe teren, cum ar arăta aceste povești de succes și vă mulțumim mult de tot și pentru acest lucru. Sunt ca într-o goană, ca să zic așa, și nu știu de la colegii mei dacă există întrebări în chat-ul de Facebook la care să răspundem măcar la o întrebare. Dacă nu, vă mulțumim mult de tot. În primul rând, felicitări pentru munca pe care o depuneți. Ne vom regăsi și la următoarele evenimente. Mulțumesc Adina, mulțumesc Alina, mulțumesc Mariana, mulțumesc Alina și Alex. Sper că n-am botezat pe nimeni. Trimit la Brașov dacă e cazul, atenție. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în acest proiect pe care îl derulăm împreună, pentru că fără voi n-am putea nici noi de la Teach for Romania să implementăm acest proiect. Mulțumim încă o dată Active Citizens Fund că există în România și că ne dă oportunitatea să ne cunoaștem între noi ca organizații și să creăm aceste colaborări în comunitățile în care activăm și mulțumim participanților care au fost alături de noi în această seară și echipei de management și de implementare a proiectului. Felicitări și lor pentru acest eveniment și pentru parcursul pe care l-au avut în proiect și vă așteptăm la evenimentele noastre pe care le vom avea în viitor. Rămânem aproape, există pagina de web a proiectului Împreună pentru Educație și acolo găsiți informații legate de activitățile pe care le implementăm în cadrul proiectului, organizațiile cu care lucrăm, sunt datele de contact și ale organizațiilor, deci pot fi contactați în cazul în care aveți întrebări sau doriți să-i sprijiniți.
Și Mariana, o idee extraordinară pe care ai dat-o, aceea de a educa donatorul și persoanele care ne oferă sprijin. Adina, extraordinar sectorul ăsta al antreprenoriatului care vine și susține zona asta de servicii în comunități. Alina, la fel, partea de voluntari care, uite, niște voluntari veniți din Olanda ajung să creeze o organizație care să activeze în România, în zona de servicii psihologice și sociale. Deci, cumva, lucrurile se leagă dacă împreună ne gândim la ele și ducem un focus în zonele respective. Există și resurse și tot așa le putem accesa împreună și putem colabora pentru comunitățile în care toți activăm. Vă mulțumesc, să aveți o seară frumoasă și ne revedem la evenimentele noastre ulterioare. Mulțumim și noi, Oana. Mulțumim, seară frumoasă. Mulțumim. Thank you.